Condăierea ouălor este cel mai răspândit obicei în rândul gospodinelor. În Bucovina, mai exact în comuna Moldovița, trăiește un meșter ce confecționează instrumentul de încondăiere și anume chișița. Procesul necesită multă răbdare, migală și dedicare. Elementele de bază pentru acest instrument sunt lemnul, tabla neferoasă și sârma din cupru. În medie, meșterul ne-a mărturisit că alocă un timp de 15 până la 20 de minute pentru a confecționa o singură chișiță, iar anul acesta tradiția pare să fi renăscut, chișițele fiind solicitate în mai multe colțuri ale țării. Mulți dascăli și părinți și-au dorit ca și copiilor să folosească creativitatea în încondeirea oului. Lenuța Fota, spre exemplu, profesor în cadrul Facultății de Inginerie a Resurselor Animale și Alimentare, a creat împreună cu studenții săi din anul 2 un eveniment artistic. Aceștia au încercat să încondeieze pe ouă diferite simboluri, iar tot procesul le-a făcut o deosebită plăcere. La Galați, o familie de preoți, soț și soție, i-au adunat pe cei mici și i-au provocat să creeze o poveste pe ouăle frumos pregătite. Chișițele au ajuns și în județele Cluj-Napoca, Timiș și Dolj, cele mai multe la copiii care au fost extrem de încântați să descopere arta acestui meșteșug. Pretutindeni în țară, ouăle încondeiate vor fi cu grijă așezate pe masa creștinilor ortodoxi în Sfânta Zi de Paște.